2 e 4, Andrei e 5, tu, car pe 3, car ce 6, de 4. Știi ce deschidere e asta? Scoțeană. Corect. E de 4, cal de 4, prima greșeală, calea pe de 4. Pentru că dama asta nu voi putea să o... Deci, efectiv, aici, încă o dată, ai două posibilități. Ori cal pe 6, mutare bună, dar cere mai multă teorie, pentru că la cal pe 6 trebuie neapărat să cunoști teorie de genul ăsta. Calea pe C6, bea pe C6, 5. Și după dama e 7, dama e 2 și după cal de 5, C4. Și trebuie să joci nebuna 6. De-aia zic că aici trebuie să cunoști multă teorie aici. Dar poziția este jucabilă, că de-aia se joacă aici cal pe 6, una dintre cele două. Iar a doua este acest nebun C5. Deci, încă o dată, calea pe D4, greșeală. Dama ia pe D4 și ce-ai jucat? C5. Gaură, gaură. Un pion e singura piesă care nu vine înapoi și tot timpul trebuie să fii atent cum îl înaintezi. Deci, ce a zis aici? Dama e 3, nu? Acolo a jucat și eu, cal pe 6, cal C3, pion G6, ai jucat pe aici? Da. Pion G6. E5, normal. Deci și G6 e greșit. Trebuia să joci nebun de 6. Și aici e 5, ăsta nu prea mai merge. Bun, bun. Zic și eu. Sau dacă nu, chiar joci de 6. Tot ar fi fost un mutare, cât de cât pion de 6. Și evident, dacă împinge, bați, bați și joc nebun de 7 sau dame e 7. Deci G6 e 5. E 4. Ce-ai jucat aici? Dama G3, nu? Da. În cala purecii de car. Din nou greșeală. D6. Trebuia să joci un cal aici. Pentru că ăsta nu va sta tot timpul aici. Va veni la P5, are câmp și până la D4. E fiind apărat de nebunul din show. D6, practic, e deschis coloane și linii cât timp încă ai regele în centru ta, pe iot, nebun B5, sau un pion. Pentru că ți-a întrerupt legătura dintre damă și pion. E jucată de aici, e 7. Ești prea materialist, Zian. Deci, încă o dată, ești prea materialist. Rege 7 este... Dar nu stai un pic, ai dreptate, că nu poți. Nu poți să joci nebun de 7, că îți bate calul degeaba. Acum vă zic, scuză-mă. Vă, Leo, înseamnă că nebun pe 5 ăsta te băgă în cofă. Efectiv. Deci încă o dată D6 deschis diagonale și colane. Trebuia să joci ca H6. Ia uite ca pură curiozitate. Să vedem ce zice Bibiloiul. Precis zice că și acum Albu are avantaj, că are avantaj de dezvoltare. Tot avantaj decisiv după nebun G5. Da.
Atunci ia stai un pic, uite, vezi? Marius, ce a zis aici? Ia stai așa. Trebuia să încep 65. Cea mai bună mutare. Care e mica marea diferență? Că nu-ți mai rămâne calul neapărat. Acum, să zicem H3, cal H6, nebun G5, poți să joci nebun E7. Pentru că acest cal este apărat de tur. Dar stai să vedem ce zice domnul calculator, poate găsește altă bâzdăgane aici. Ia să vedem. Uite, vezi că nu mai găsește avantaj decisiv pentru alb. Găsește într-adevăr calbul stămul mai bine. Uite, tot H3 zice. H3, cal H6. Și cal E4. Da. Tot stă mai bine, trebuie să joci nebun E7 ca să oprești cal E6 și nici nu poți să faci rocadă. Practic asta ne arată nouă după acest damă G3. Deci avuserăm așa, o primă greșeală la început, o inexactitate, pentru că asta, încă o dată aici, încă nu ești pierdut. Poți să joci D6 și pe urmă cal F6 și pe urmă nebun oriunde, nebun E7, nu nebun E7 și rocadă. Deci D6, cal F6 și pe urmă nebun E7. Într-adevăr, negru, albul stă mai bine pentru că îl bătuși, dar nu stă, stă un pic mai bine. Da? Dar încă o dată, C5-ul ăsta este o primă greșeală. Și după dama E3, ce-i jucat aici? Cal F6. Direct. Cal C3. Pentru că acum dacă împingeai E5, jucai D5, cal D5, corect. Da? Și acum se pune problema, exact cum ne arată calculatorul, că albul vrea să împingă E5. Și tu nu ți-ai dat seama și ai jucat G6. G6, E5, cal G4, damă G3, D6, nebun B5, D7, jucat, nu? D7, corect, da, override, nebun G5, F6, vai, E5 pe F6, nu? Rege F7, o primă mutare bună în apărare, na, mă rog, nebun G4, na, nu mai cum să scape aici, na, nebun E6, nebun E6, rege E6, s-a tras regele de un stăț în centru tablă, damă, cât? Damă, G4. A, da, bate. A, da, corect. Da, mă ia pe G4. Și de aici nici mai rege pe 7 și rocadă mare. Aici s-a terminat. Albul are plus 7-6, adică are aproape o damă în plus. Bun. Da, așa.
Ma runda întâi, nu? Da. A, da. Da. A zis că a doua rundă. Ce? A fost a doua rundă. A doua rundă? Da. Ok. Nu e mare lucru că schimbăm aici. Runda a doua. Următoarea. Ia să vedem pe asta. Cu Mario, cu câștigătorul practic concursului. Din nou e 4. E 5. Cal pe 3. Calce 6. Calce 3. Jocul celor 4 cai. Cal pe 6. De 4. Până la urmă tot o viră spre scoțeană. Dar scoțeana asta e mai slăbuță. Dar am impresia că te-a mirosit. S-a uitat la partida pe care ai jucat-o cu Andrei. Și să știi, să nu crezi că Mario nu e un jucător care nu-și respectă adversarul. Deci Mario... Chit că în privința ta zice, ești copil, ești începător, nu, el tot se pregătește dacă poate. Deci de 4 și tu ai făcut exact aceeași greșeală. Ai bătut cu cal. Nebun pe 4. Nu? Deci e cu o dată. Ia prezent, hai să ne uităm aici. Ce zice asta? Egalitate completă după nebun pe 4. Nu trebuie să faci mutări care să îl să-l dezvolte pe el. Deci uite, egal. Calci 6, beci 6, să fii sănătos. Nu? Dacă joci 5, îl și pierzi până la urmă după dame 7. F4 și cal de 5. Da. Negru stă chiar un pic mai bine. Deci te-a mirosit. Mai precis, ți-a văzut partida. Cu Andrei. Ce o să mă înșez? Și iar ai jucat C5. Doamne iartă-mă! Trebuie neapărat să înțelegi lucrul ăsta că... Deci, stai un pic să revenim înapoi. Deci, tu ai jucat calia pe C6, nu? Calia pe D4. Dama ia pe D4. Și din nou C5. Și din nou două găuri imense. Bing, bing. Mario joacă mai strategic, joacă damă de 1 aici. Precis vrea să joace nebun G5 să profite. D6, nebun F4, da, așa, stai că e pion slab ăsta. Nebun F4, nebun E7, nebun G4, deci ea suntem la mutarea 9 și uite ce zice calculatorul, că alb ar avea chipurile un punct în plus, sau aproape un punct în plus, funcție și de engine-ul care analizează. Nebune 6, să pornești cu un asemenea minus într-o partidă nu e binișor. Și aici s-a bătut, nu? Nu ți-a jucat E5. Uite, vezi? Asta este strategie dusă într-un fel departe de tot. În acest moment, înainte de a face mutarea asta, el are două insule de pion, tu ai tot două. Una, două. După E5, el rămâne cu două insule de pion, dar tu o să ai 3.
un isolant la E6. Deci D5, nebun E5, rocadă, rocadă. Ce mutare a făcut el aici? Că nu are cum să bată la dama la E2. El a scris dama E2 și pe urmă a scris iar dama E2 încă o dată. Poate dama D7? Nu știu. Că dama e 8, ai vrut să scrii precis. Hai că vedem noi. Turnul din A1 la D1. Eu zic, cred că am jucat dama B6. Dama B6? Așa mi-am amintesc eu. Dama B6, turnul din A1 la D1, l-am mutat aici, că tu ai scris doar tur de 1. Trebuia să vezi, la D1 poate să ajungă ambele turnuri, dar într-adevăr, precis am mutat turnul din A1 la D1. Calea pe C3, nebunea pe C3. Să știi că nu ai jucat rău până aici, te-ai agățat de el. Dar acum nu mai înțeleg ce e aici. Nebun de 6. Înseamnă că la acest stai un pic. Aici v-a bătut cu pionul, înseamnă. Cred că am uitat mutare pentru alb și că doar neapănul negru poate ajunge acolo. Eu cred că am uitat mutare pentru alb. Ești un fecin. Nu putem analiza. Pentru că ți apare nebunul ăsta aici. N-are cum să apară aici, dar chiar dacă ar putea, cum să apară acolo? Care ai fi avut două bătăi pe el. Nu, eu cred că am jucat cu negru și am uitat o mutare pentru el. Mă rog. Hai să lăsăm de fapt. Hai să mă supăr. Hai să te trec la munca de jos. Așa. Hai, nu vorbesc, glumesc acum. Hai să facem niște sufocate întâi. Albul la mutare. Zic, cum dai mat sufocat?
Damă F7, rege H8, damă G8, turn G8, cal F7. Checkmate. Negru la mutare, sufocat. Ultima mutare a lui a fost precis acest T5, T7, să atacă, da. Turn H3, dam H3. Și dacă bat cu calul? Bate și cu turnul H8. Și când bat cu dama? Și când calul F2. Foarte bine. Deci, pac, pac, pac. Și calul F2. Albul la mutare, sufocat. Sau câștig. Scoțând damă, ori câștig scoțând damă, ori damă ați suvocat. C7? Și cale ia pe C7, pentru că dacă joc regea 7, scoți ciob, damă și te bă, da? Dar cale ia pe C7. Cum mă dai mat? Cal ce 6? Și la rege A8, cal B6, nu? Da. Dar la rege C8, tot cal B6, corect? Da. Atât. Deci pac, pac și trebuie să vezi șapă asta. Checkmate. Albul la mutare, sufocat. Turnul 8, nebun G8, cal F7. Calea pe F7, mersi. Scam un cal aici. Da. Nu te grăbi. Dar începuși bine, turnul 8, nebun G8, pion F7. Da, acum mă gândim. Vei da? Și când bat cu calul, bat cu cap, mă, da? Iar dacă nu bat așa, bat așa. Și scoți unul mai de-al I think this is a checkmate. Iar încă o dată, când bat cu ăsta, bat cu ăsta e mat. Ok, checkmate. Ok, checkmate. Albul la mutare, sufocat. Trecurăm de sufocat, da? Te uiți după atac dublu, atac liniar, ultima linie sau atac prin descoperire. Deci, ai patru procedee tactice, din cele patru tu îmi spui pe care îl aplici după ce te uiți și pe urmă spui și rezolvarea. Atac dublu, atac liniar și care era ultima? Ultima linie și atacul prin descoperire. Sau șacul prin descoperire. Ori atac, ori șac prin descoperire. Deci ai patru, uite-te aici. Atac dublu, atac liniar, ultima linie sau atac prin descoperire. Dacă vezi o rezolvare, pe urmă gândește-te care dintre astea patru este procedeul tactic și îmi spui și cum se cheamă și cum se rezolvă. Negru fiind la mutare, da? Uh.
Atac liniar? Atac liniar. Eu zic că nu e atac liniar, dar spune-mi ce atac liniar păzuiști tu. Bun, zi-mi rezolvare, că s-ar putea să-i greșești doar denumirea, dar așa să vezi rezolvarea. Nebunul din B7, Gheta și H. Alea copilă din Gheta și Tune. Deci nebunea pe G2, da? Și după, să zicem, rocadă mare, bați încă o dată, da? Da, nu e bine. Nu, este un atac dublu. Adică este o mutare nebunea pe G2. Dar, apropo, să nu uităm, fii atent aici, să nu uităm că tu ai, de asemenea, în cal, în priză, nebunea pe G2, nebunea pe E5. Sau chiar damă ea pe E5. Nu, este un atac dublu. Realizat, de fapt, cu acest cal pe care tu vrei să-l dai. Calul D3? Nu, că ți-l bat. Damă ea pe D3. Cal D4? Nu. Zi. Nebun F2. Foarte bine. Deci acest nebunea pe F2 îi pune capac albului. De ce? Dacă bați cu regele, ai cal G4, șac și damă. Și dacă când bați cu dama, bați și nebunul și tot șac și damă, da? Da. Bun. Din nou. Dublu, liniar, ultima linie sau descoperire. Eu cu ce? Ești cu albul. Deci negru are o damă pe un tur și un nebun al tău. Adică chipurile zice că are un punct în plus. Noroc că ești tu la mutare. Dacă ar fi, de exemplu... Atac dublu? Foarte bine, zil. Dar nu e șapte. Bun, și când bat, joci cal pe cinci, șac și damă, da? Iar când joc rege H5, să zicem, că rege H6 din nou cal pe 5. Rege H5? Da. Pun F3. Foarte bine. Și din nou rege H6 cal pe 6. Deci turn G7, rege H5, nebun pe 3, rege H6 cal pe 5. Okay. Scuze-mă, stai și mat. Dar de ce e mat? Da, e mat. Eu credeam că ăsta e rege. Da, rege, da, bun. Dublu liniar, ultima linie sau descoperire, altul la mutare. Câștigi materia și câștigi partida, practic, finalul acesta. Dublu? Foarte bine. E5. E5, corect. Și după rege 5? Cal G4. Cal G4. Și după rege F4? Nu trebuie să te gândești. Pentru că aici ai pur și simplu un tunt, un cal și un pion. Dar calul ăsta e vai de mama lui. Deci, efectiv, pot să joc aici. Ce să joc? Îți dau un șah să te arunc în spate ca să păzești câmpul pionul F3 și vin cu rege. Te fac rege. Albul la mutare. Dublu, liniar, ultima linie sau descoperire? Ultima linie. Foarte bine, că n-are negru luft făcut. Bun, zi.
Tocmai că nu prea l-am văzut, dar m-am gândit că ăsta bate. Te gândești că e ultima linie, că n-are lucru făcut. Foarte, e o idee foarte bună. Deci îți dai seama, la o adică, că după asta trebuie să umblu. N-are lucru făcut, hai să iau gâtul. Și pe urmă, vezi cum iei gâtul. Ți-ai dat seama foarte bine că dama trebuie să păzească turnul, deci dama pe 7. Și să zicem la turn ce 8? La turn ce 8 batem dama și o batem de 8. Batem dama și tot mai dai înalt, da? Da. Hai să mai auzi. Checkmate! Bă, stau rar. Dublu liniar, ultima linie sau descoperire? Păi ăla nu-i dublu. Ăla e atac prin descoperire. Dar îmi dădui seama că îl văzuși, că n-aveai cum să nu vezi că era foarte ușor, dar îmi dădui seama că... Deci nu e atac dublu, că nu ai o piesă albă care îți atacă simultan două piese negre. E un atac prin descoperire. Asta e o piesă mască care la rândul ei se deplasează și atacă ceva important din spate. Și după damă ce 8, că dacă joci damă pe 5 sau damă pe 6, îți iau un turn întreg, dar tot și aici îți bat o calitate, îmi scot și turnul și încerc să îți schimb totul, adică și dama, să rămân cu rege turn contra rege nebun, pentru că din punct de vedere al pionilor sunteți egali și te bat ușor. Bun, acum vedem procedeul tactic numit blocar. Albu la mutare. Cum câștigă albul aici? Dând mat în două mutări, maxim. Ba nu, stai, scuze-mă, nu. Dar normal trebuie să dai mat. Deci negru, ultima lui mutare a fost acest turn venit de undeva de aici, turn K7, pe ideea următoare. Că acest nebun este legat. Da. Și dacă reușesc cumva să ți-l bat, chiar dacă nu schimb turnurile, turn și nebun contra turn e remisă, dacă negru știe să joace. Cum câștigă albul aici? Prin procedeul numit blocare. Când te predai, să-mi spui. G7? Pe ce bat? Cu turn. Dar la F6 e altceva. Nebun G7 ți-l bat cu turnul. Nebun F6 în schimb. Și tu îți blochezi singur acest câmp de la F7, mat. De ce spun că nu ești mat automat? Pentru că poți să joci turn H4 și șah. Dar după nebunea pe H4, nu ești pat cu negru, pentru că ai acest câmp și aici nu se mai pune problema, nu? Altceva nu ai aici. După nebun pe 6, ce trebuie practic cu negru? Dar trebuie neapărat să îți dai seama că
negru își blochează câmpul F7 și tu trebuie să controlezi câmpul G7 și 7 când îi dai șac de tur. Din nou, următoarea. Negru la mutare, blocare. Și de fapt e mat sufocat ăsta. Mat sufocat prin blocare. Am H2 cal H2 cal G3. Corect, da. Alfa mutare, blocare. Procedeul ăsta tactic seamănă cu procedeul tactic folosit de Bobby Fischer într-una din partidele lui celebre cu Paul Benko, dacă îți mai aduce aminte, nu știu, am impresia că ți-am arătat partida aia. Hai să, ca să-ți explic mai ușor. Deci când vrei să joci nebune 4, care e o mutare foarte naturală, că vrei să-l dai mat, dar negru joacă pe 5 și te și bate. Serios, te bat. Și atunci acum blochezi pionul ăsta. Ah, văd nu se da mă gândeam la asta. Nebun pe 6. Corect. Și după nebun pe 6, nebun pe 5, mai apără tu calul din cașa. Ești mat imparabil, da? Mă gândeam la asta, credeam. Te gândeai, da? Nu. Bun. Și după cale 5, eventual, ca să zică, batem nebunul. Tu îi dai mat, da? Checkmate. Checkmate. Blocare cu negru. Foarte asemănătoare cu aia de dinainte, dar este la un nivel mai scăzut de vizionare, adică de găsirea mutărilor. Până 5? Foarte bine. Și la turn B1? Dama F2 și nu mai are Dama F3, corect. Și mat la G2 și nu mai are E5. Deci încă o dată am blocat pionul E4 cu tempo ca să nu te duci tu și cu asta. Super. Te dai seama imediat. Ultima linie. Albu. Trecurând la ultima. Ne pun pe D2, rege G8, pern D8. Și după asta ești mat. Checkmate. Ultima linie, albul la mutare. Care e piesa neagră care te oprește pe tine să dai mat pe ultima linie? Dama. Nu. Dama. Exact. Dislocă dama aia de acolo și până mai dai tu un H8 mat. Asta înseamnă că dama neagră cu turnul negru nu trebuie să fie pe aceeași coloană. Deci nu poți juca dama pe 5, că spa dama, pur și simplu. Și am pe urmă atât turn F8 cât și cal C8. Da? Deci, ce joci cu albă aici? Dama G6? Corect, dama G6. Și efectiv aici, dacă joci dama D8, îți bat. Ești varză cu cârnați, ești mat și așa și cum vrei. Iar când bați dama, urmează mat.
Ai un cal plătit aici, da? Ultima linie negru. Da. Ok. Ce ai face, doamne? Damă pe 5. Damă pe 5, da. Ah, albul e la mutare, scuză-mă. Ultima linie albă. Da, negru, da, era foarte simplu, scuză-mă, da. Damă pe 5, tur pe 5, tur ce urmă, nu? Nu, nu, albul e la mutare, scuză-mă. Și vă zici că dama e 6, nu e, că sunt tur ce urmă. Merge... Sincer, mi-e plac foarte mult exercițiile astea de ultima linie, pentru că, într-un fel, sunt extrem de spectaculoase, din punctul meu de vedere. Le putem să luăm damă? Le putem să luăm damă? Deci, încă o dată, e damă, e și mat. Ah, ok. Damă, fapt. Damă, fapt. Mersi, dulceață, mică ce ești. Turn H8. Turn H8. Turn H8. La turnea pe H8? Da, mă, pe 8. Și la turn de 8? Da, mă, e 6, eventual, nu? Da. Da, interesant. Eu știu la ce mă uita? Dar cred că a scăzut în cap, la turn C2. Da, dar noi joacă... Ce? Și asta-i bun. Da. Dar poate să se apere. Cum? Turn C2, nu? Sau cum? Nu. Mă gândeam la... Dama e 8. Dama C5. Da. Și dama. Sau dama C5. C6. Pere, da. Materie. Păi dama C6 îți bag cu turn. Nu, dama e 8. Da. Tot pierd. Dar tot îl pierzi. Că degeaba bați. Dar stai un pic, turn H8, uite ce chestie. Turn H8. Dar la turn H8 poți să joc damă C6. Ia stai, cum mă bați? Nu. Turn C8, turn C8, damă de 7. Da, mă, tată. A, dar nu, că ești matu. Stai un pic, stai un pic. Cred că turn H8 nu e bună. Deci, încă o dată, turn H8, cum propusești tu, damă C6. Mai ales că a venit și mat.
Adică nu marca, mă rog. Doamna C8. Turn ia pe C8, damă ia pe C8, mai departe. Și damă F8. Și turn D8. Da, ca ai tu doi pioane în plus, da, deci încă o dată, cred că tu ce doi. Nu, tu ce doi este zia. Deci și încă o dată, pang, pang, a, nu, pang, ce-am, ba, bat, direct, da, bat, direct. Salut. Negru la mutare, ultima linie. Era să zic că e greșită diagrama, dar nu e greșită. Deci ori îl dai mat pe ultima linie, ori câștigi un cal. A, nu e mai mult, dar eu mă uitam pentru alt. Nu, negru, nu alu. Suntem culoarea care e jos aici, da? C3? Și când bat cu dama? Îți cam o damă. Deci e cu dată pion C3, dama ia pe C3. Nu rezolv absolut nimic. Dama de 6. Corect. Asta e mutarea, foarte bine. Dama de 6 care e un atac dublu de damă și cal și turn. Dar când bat, trebuie să vezi matul în două mutări. Turn 1, rege H2, turn H1. Corect. Negru la mutare, ultima linie. Turn 2. Și că bat, bat, nu? Da. Și că bat? Joacă dama E1. Ne vom pe 1? Iar aici rege pe 1. Poziția asta țipă la tine că ai într-adevăr o lovitură de măciucă.
pentru că albul are deja o damă și un turn plecat la mama naibă, flancul damei, după praș și mure, și tu ai un turn negru pe linia a doua și un cal la E3, damă E2. Ura și la gar. Deci bați, ești mat. Turne 1, turne 1, negru pe 1, mat. Iar când, dacă nu bați și te duci aici, bat. Mat. Bun. Acum, hai să-ți arăt o partidă de-a lui Mihail Tal. Înainte de, relativ scurtă, înainte de pauză, ca să spunem așa, e jucată împotriva lui Roman Dzintzihașvili și este jucată în 1991, la exact un an de părtare înainte de a muri. El a murit în 1992. Deci Tal, putem spune că a fost un jucător foarte puternic până în ultimele lui clipe de viață. Deci E4. Roman Dzintzihașvili este de asemenea un mare maestru de origine sovietică care a emigrat acum în Statele Unite și acum este un antrenor, încă trăiește, este un antrenor de renume în Statele Unite. Am impresia că a câștigat, nu sunt sigur, dar am impresia că a câștigat și un campionat al Statelor Unite prin anii 80. Deci E4, C5, siciliană, cal pe 3, cal C6, C3. Știi cumva cum se cheamă varianta asta? Varianta Alapin. Da, nu știu. Da? Și evident, când joci C3, intenția ta este clar să joci D4, să faci plugul de zăpadă. Dar negru are la dispoziție două continuări aici, cal pe 6 sau D5 și D5. Mutarea jucată de Roman în partidă este o mutare bună, pentru că după ce bat și bat, dama asta nu mai poate fi tracasată de niciun cal alb. Eventual, iar nu poate fi tracasată decât de pion. Dar asta ar însemna să-ți urmeze ție sfatul în cele două partide pierdute, nu? Deci Tal nu face așa ceva, da? De pat. Bate, bate. Deci, albu are într-adevăr un isolan. Dar are o dezvoltare foarte armonioasă a pieselor ușoare, care îi vor împinge, piesele negre pe poziția inițială. E6, pentru că oricum vine cal C3 și la damă de 6, dacă nu știi ca E6, împingeam D5, te dam și în calul ăsta. Nebun D3. Prima întrebare pentru tine. Poți să bat? Am două bătăi și tu ca tântălău jucat și nebun D3. Și opriși apărarea pionului din D4 cu damă. Deci albul nu are decât, în acest moment albul nu are decât o apărare, negru are două bătăi. Poți să bat cu negru? Nu. De ce? Încă jucăm. Deci cal de 4, negru. Ce joci cu albul? B5. Păi mă întorc înapoi. Dama mea e apărat. Nu, pierzi dama, efectiv. Sau calul. Cal de 4, efectiv, calea pe de 4 și la dama aia pe de 4, acum nebun B5, băi băi dama. Da? Bun. Deci, evident că Roman nu cal pe 6, rocadă mică, nebune 7. În continuare, acest pion este tabu. Nebun G5, rocadă mică. Acum însă, mai că aș amenința să ți-l iau. Turne 1. Poți să-l bați? Nu. De ce? Pentru că e... De
Deci calea pe de 4 ce joacă albul și câștigă calea din nou. Calea de 4, dama de 4, neapon H7. Felicitări. De aceea Roman joacă turn 2. Și acum chiar vrea să-l ia. Vezi că a apărut săgeata roșie, da? Pentru că dama ar fi apărată din spate de turn. Dama e 2. Zice, bine, ia. Cal B4. Deci, atenție. Calea pe de 4. Zici, de ce nu-l iei? Păi după calea pe de 4, damea pe de 4, joc turn de A2. Deci, efectiv, se ajunge într-o poziție marca Mihail Tal. Și să zicem, după un damă B6, pentru că din nou amenințam nebun H7, cale 4. Și pe cal de 5, nebun E7, cale 7, nebun C4, pentru pionul pe care îl ai minus, eu cu albă am o dezvoltare superioară, iar tu cu negru ai două piese care nu joacă. Nebunul din 8 și turnul din 8. De aceea Roman, nu mai zic din zihajul, că mi-e greu să zic, joacă aici cal B4. Nebun C4, evident că nu-i dă perichea de nebun. Nebun D7, turn de A de 1, nebun C6, tot e ok, cale 5, nebun D5, bat cu calul, îți iau perchea de nebun, cal ia pe D5, turn D3, cum se cheamă manevra asta? Liftare. Sui turnul într-un lift și îl duci în fața pionilor, ca el să beneficieze de așa zisă coloană deschisă. Deci coloanele G, H și F nu sunt deschise în acest moment. În momentul când îi joci turn de 3 și pui turnul în fața pionilor, P, G sau H, putem spune că acest turn este pe coloană semideschisă sau chiar deschisă, dacă lipsesc pion negri pe partea altă. H6, nebun C1, turn C8, turn G3, amenințare nebunea pe H6. Rege pe 8, nebun pe 3, turn C7, damă pe 3, turn C8, două bătăi, nebun D2. Aici vedem de asemenea încă o dată un caz clasic și clar, în care, deși negru are două turnuri, deci are baterie turn-turn pe coloană deschisă, coloana asta deschisă nu prea are nicio valoare. Vei vedea în cartea pe care ți-am dat-o, dacă te-ai apucat pe ea, la un moment dat este un capitol acolo, ai avut Cotov. Da, am citit multe capitole. Da? Da? Mă bucur. O să găsești un capitol în care zice despre coloanele deschise. Și coloanele deschise, ele sunt de diferite valori. Pentru, deci sunt coloane deschise care sunt nemaipomenite, pentru că pe o coloană deschisă poți intra cu turnul pe linia 7 sau 8, dacă turnurile sunt albe, sau pe linia 2 și 1, dacă turnurile sunt negre. Aici însă nu poți intra pe linia 2 decât dacă dai o calitate, dar nu-ți convine de nicio culoare, da? Deci sunt, coloana asta deschisă nu are mare importanță pentru mersul partidei, deși este vașnic ocupată de către negru. A6 și turnea pe G7. Deci am ajuns în acest moment al partidei în care totul este cop de atac. A6. Și tal aici, așa, turnea pe G7. Deci în vreodată zi, să nu uităm că el era cu un an înainte de a muri. Și vede asemenea mult. Regea pe G7, că dacă nu e turnul ăla ceva, dar vine a doua bombă, nebunea pe H6. Așa. Și acum nu mai poți să-l bați pe ăsta. De ce? Dacă joci asta, urmează șah și bye-bye damă. Vezi? Rege H7, damă H3, cal G8 și acum mat în două mutări. Trei. Șac prin descoperire, nu? Neapăr F8. Așa, da. Așa,
Și așa. Ce minte, amigo? Adevărul e că, uite, vezi, ca să stai, ca să vezi o chestie. Și te gândești, rege H7, totuși calculatorul dă o mutare proastă. Calculatorul zice, mai ales că el se gândește că nu vreau să iau mat. Că ar fi fost mai bine regia pe H6. Și după asta, zic, păi uite câte piese am. Am un tur și doi cai pe dama ta. Nu? Da. Da, am un tur și doi cai, dar pe o damă și trei piori. Din care doi sunt super liberi. Spoară ca vântul și ca gândul. Și aici, după un G3, tun C1, tun C1, tun C1, rege G2, tun C8 și poți să cedezi aici după un eventual H4. Astfel de poziție pusă pe calculator zice că albul este în avantaj decisiv. Bun, ne oprim aici, prima parte.